Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru biblic despre Odihna în Hristos. Și avem astăzi subtitlul Liber să ne odihnim. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și vlavoasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului că despre vremuri și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durele nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă frindă ca un hoț. Noi știm că întunericul este minciuna. Știm că întunericul este opozitul luminii și lumina este adevărul. Deci cel care este în adevăr este slobot să se odihnească în mijlocul furtunii. Dar cel care este în noapte, care este în întuneric, în aceste zile hotărătoare, de sfârșit de timp, inima celuia nu va fi în stare să se odihnească în libertate. El Va rămâne prizonier pe vecie. Știm cu toții, sper, că această criză este criza finală. Pentru că ea cuprinde întreaga lume. Este o criză care are o nevoie a fiecărui om, sănătatea. Ca este o criză personală. Nimeni nu se poate retrage, ce pe mine, nu mă interesează. Este o criză spirituală, adică a credinței. De unde vine boala? Este întrebarea. Și întrebarea se pune pe cine crede omul? Pe Dumnezeu? sau știința. Este o criză care ne pune doar în două categorii. Credul în om și credul în Dumnezeu. Mai multe categorii nu pot să existe. Fenomenul interesant al acestei crize este că pericolul constă doar în semenul nostru sau în semenii noștri. Relațiile sunt aceia care răspândesc dinamicul. Deci singura siguranță ar fi ca să rupem toate relațiile, fiecare să se izoleze, dar cât să stăm așa de aceea, în centrul acestei crize stă legea lui Dumnezeu. Ea face o deosebire între cei care ascultă pe El și nu-l ascultă pe Dumnezeu. În ziua aceasta trăim acea inversare a lucrurilor pe care Satana le-a făcut întotdeauna. Satana astăzi vinde irresponsabilitatea ca responsabilitate. Pentru că în trecut a vândut moartea ca viață, a vândut prizoneratul ca libertate. O face cu mare succes astăzi, spunând oamenilor: Dacă vă supuneți, sunteți liberi, sunteți slobozi. Când ei nu știu că, de fapt, devin cu fiecare zi mai sclavi. Dar una dintre punctele principale în, aceast, în acest conflict este că ni se sugerează ideea că nu ești responsabil pentru propria sănătate sau pentru propria boală, ai luat-o de undeva dar ești responsabil pentru sănătatea altora. Nu cum există așa ceva? Adică poți fi responsabil pentru sănătatea altuia când nu poți fi responsabil pentru sănătatea ta? Adică ceva mai absurd nu există. Și totuși se predică de la învoane. Pentru că nu se vede înșelăciunea celui rău. Eu am spus așa, când eu pot să respir pentru altul, când pot să mănânc pentru altul, când pot să beau pentru altul, când pot să mă îmbrac sau să mă dezbrac pentru altul și când pot să gândesc pentru altul, atunci sunt răspunzător pentru boala lui. Sau pentru sănătatea lui. Dar atâta timp cât acest lucru este un act doar al individului, nimeni nu poate să fie răspunzător decât pentru propria lui. Sănătate sau boală. Dar e fenomenal. În același timp când lumea se spune, eu sunt, nu sunt responsabil pentru boala mea, pentru că cineva mi-a dat-o, mi se spune să fiu responsabil pentru boala celuilalt, celulalt, când eu nu pot fi nici, să fiu nici responsabil pentru boala mea. O mai mare încurcătură de minte n-am văzut și ea este în floare. De unde provine boala? Oare răspunsul la această întrebare va pecetlui destinul ultimei generații? Sunt convins că această întrebare va pecetlui destinul ultimei generații. Și în orele următoare vom privi mai adânc la legea lui Dumnezeu și vom vedea de ce această întrebare este hotărătoare pentru fiecare dintre noi astăzi. Dumnezeu l-a creat pe om cu adevărul în inima lui. El era liber să se odihnească în Dumnezeu pentru că împlinea legea. Când el a devenit Dumnezeu în inima sa, el evident s-a rupt Dumnezeu și încalcă legea. Dacă ești Dumnezeu, nu mai ai nevoie de Dumnezeu, ești separat de El. Și acum cine dă consecințele călcării legii? Cine dă boala? Poate altcineva să dea consecința călcării legii decât legislatorul? Dacă Dumnezeu și prin puterea lui, totul în acest Univers, în această lume, există și, și are funcția? Atunci este evident, dacă unul din aceia care își strică funcția, adică nu mai folosesc puterea lui Dumnezeu în mod corespunzător, numai el poate să dea efectul atât pozitiv cât negativ. Deci, dacă cineva rămâne în ceea ce a fost creat, toate efectele de Dumnezeu sunt pozitive. Ele dovedesc că suntem corecți. Dar, dacă noi călcăm legea, Dumnezeu trebuie să ne dea un, un efect ca să ne dăm seama că legea este călcată. Și una din aceste lucruri este boala. Deci, în esență, efectele, toate efectele vin de la Dumnezeu, astfel și boala ca efect trebuie să vină din Dumnezeu. Nu poate să vină din altă parte. De aceea este important să înțelegem legea. Noi trebuie să împlinim legea. Călcând-o, ea aduce consecințe. Dar numai legislatorul poate să zică ce consecințe poate să aducă călcarea legii. Nimeni altul. Și nu numai el poate să o dea. Când Dumnezeu a zis, în ziua în care vei mânca, vei muri. Cine a determinat că atunci călcarea legii este și consecința va fi moartea? Cine va distruge la sfârșit pe fiecare păcătos, incluzând pe satana și îngerii săi? Va fi altul decât legislatorul? Deci asta nu se poate. Numai legislatorul. Asta o vedem și aici. Cel care dă legea trebuie să dea penalizarea. Nu poate cineva să dea o penalizare care n-a dat legea. Dar și aici acum suntem, uh, cum, să zici, cum să zic, uh, foarte obișnuiți. Deși nu suntem datători de lege, să-i pedepsim pe celălalt dacă nu se poartă cum trebuie sau, eu știu, nu are echipamentul care se cere după lege. Cauza este omul. Efectul îl dea Dumnezeu. Foarte important. Hotărător să înțelegem acest lucru. Deci ce spune Biblia despre cauza bolii? Avem două texte care le vom citi, adică două pasaje din exodul 15 și din exodul 28. Haideți să citim. Exodul 15:26 26 zice așa. Dumnezeu vorbește prin moise poporului și zice Dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea lui, dacă vei asculta de porunce lui și dacă vei păzi toate legile lui nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, pentru că eu sunt Domnul care te vindecă. În Germană să scrie, eu sunt Domnul medicul tău. Deci, vedeți, Dumnezeu este acela care pune boala. Nu ca o cauză, ci ca un efect. Cauza este omul, sunt egiptenii cauza. Pentru că ei călcau legea și Dumnezeu ca să-i facă atenți, să-i arate că ei sunt împotriva lui, le-a dat efectele. Și acum Dumnezeu folosește acest lucru pe, evident pe care el l-au văzut și spune, uite, dacă tu vei rămâne în legea mea, vei fi una cu mine, nu trebuie să te temi nicio boală. Pentru că eu sunt Domnul, Dumnezeu tău, eu sunt medicul, eu pot să-ți dau boala ca urmare. Dar dacă nu calci legea, nu trebuie să-ți fie teamă de nimic. Ești liber să te odihnești. Deutrom 28, 20 la 22, Domnul a va trimite împotriva ta blestemul. Adică aici, în Deutrom 28, avem atât blestemul cât și binecuvântarea dacă ascultăm de lege. Și evident că nu trebuie să luăm textele pozitive pentru că ele ne sunt plăcute, dar trebuie să vedem cine dă efectul negativ. Nu dacă Dumnezeu dă efectul pozitiv, nu trebuie și el să dea efectul negativ. Adică ar fi absurd dacă Dumnezeu dă binecuvântarea, dar prestemul nu vine la el. Nu merge. Numai legislatorul poate să dea blestemul și binecuvântarea. Deci dacă ei vor călca legea lui Dumnezeu, să scris, Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea și amenințarea în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând din pricina răutății faptelor tale care te-au făcut să mă părăsești. Domnul va trimite peste tine ciuma până când te va nimici în țara pe care o vei lua în stăpânire. De aceea să știți că ciuma va fi prima plagă. Da? Va fi prima plagă cu care Dumnezeu va bate pe toată lumea care are semnul fiarei. Pentru că ei au călcat legea și nu s-au pocăit în acest lucru. De aceea, prima plagă începe cu o boală, pentru că ultima bătălie se dă pe boală. Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu o brinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină în grâu și cu tăciune, care te vor urmări până viei vei pieri. Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului, cu bube rele la șezut, cu râie și cu pecingine, de care nu vei putea să te vindeci. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, curătăcire a minții. Nu ziceam noi că e satana care face aceste lucruri? Și vei bușbui pentru nerec ziua în amează mare, ca orbul pentru erec. nu vei avea noroc în treburile tale și toate zilele vei fi apăsate, prăpăd și nu va fi nimeni care îți va veni în ajutor. Iubiților, haideți să facem foarte clar. Cauza este păcatul. Cauza este inima noastră, cum o să vedem. Dar efectul îl dă Dumnezeu. Și asupra lui satana, el trebuie să dea toate efectele. Biblia și noi zicem, da, atunci când vedem un efect negativ, noi ne gândim că acea cauză a fost negativă. Dar dacă credem că efectul negativ poate să vină fără cauză, atunci suntem rătăciți tare. Boala este un efect al călcării legii. Efectul îl dă Dumnezeu. Aceste texte dovedesc foarte clar că Dumnezeu este activ în acest proces. Nu, pasiv. Al doilea punct. Cauza bolii este o dovadă a sclaviei lui Satana. Adică boala este o dovadă a sclaviei lui Satana. Avem două texte din Noul Testament și le citim. Marcu 2, 5 cu 8. Când l-a văzut Isus Credința, a zis slăbănogului. Știm povestea că acești bărbați l-au lăsat pe slăbănog prin uh, acoperiș în fața lui Isus, că nu aveau cum să intre, că poborul stătea în prejur la intrarea în casa uh, lui Petru și nu exista altă intrare decât peste acoperiș. Și când Isus a văzut Credința, fiți foarte atenți că, în detaliu, stau ascunse lucrurile adevărate. Îi spune slăbănogului, fiule, păcatele ți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lezne? A zice slăbănogului, păcatele ți sunt iertate, ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Iată că Isus Hristos reacționează la credința omului și a celorlalți și el pune degetul pe cauză. Pentru că zice: Omul acesta este bolnav, de aceea este olog, pentru că el are gânduri de vinovăție. Este înșelarea inimii sale care îl face bolnav. Și Dumnezeu și Isus prin boală vrea să o facă cunoscut. Și atunci, ce este mai ușor? Să dai la o parte efectul sau cauza? Oare Iisus a vindecat dând la parte un efect pe care era necesar ca omul să-și vadă cauza? Omul acesta nu putea fi mântuit dacă el nu era bolnav. Și atunci nu a condus Dumnezeu frumos Viața acestui om, descoperându-i eroarea inimii prin boala sa, și acum scăpându-l de cauză, el i-a dat și scăparea efectului. Noi trebuie să știm. Satana, când va face minuni de vindecare, el nu va vindeca pentru că nu va lua cauza. El doar va mușamaliza -mu efectul. Îl va îl pune din această parte în altă parte. Gândiți-vă că acest olog, Isus, i-ar fi luat doar boala, și nu i-ar fi luat gândirea negativă despre care am vorbit data trecută, de acele gânduri înșelătoare de vinovăție. Dacă nu i-ar fi zis, ești iertat, n-ai mai făcut nici mic în viața ta greșită ce liber ar fi fost el să se odihnească? Cum ar fi putut el să meargă în pace acasă? Dacă doar fizic Isus l-ar fi vindecat. E absurd această idee. Isus l-a vindecat întâi de inima sa înșelătoare și atoi a zis, pentru că eu pot să vindec inima aceasta, pot și să-ți spun, scoală-te și umplă. De aceea era nevoie mereu de credința a celui care a bolnav, pentru că problema este în inima omului, acolo execită el credință. În Luca 13, 11, cu 13 avem un alt exemplu care mai exemplifică încă o dată acest lucru fenomenal. Și acolo era o femeie, era în sinagogă, stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Nu era un duh, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis. Și acum noi nu avem toate cuvintele care Iisus le-a spus, dar asta este una din rezultate. Femeie, ești dezlegată de neputința. Da. Hmm. Este o dezlegare spirituală sau una fizică? Haideți să vedem. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus să vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile și să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Mă bucur că Iisus a răspuns așa cum a răspuns, ce fățarnicilor! A uitat în față și i-a zis, fățarnicule, I-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la Iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fică a lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Spuneți-mi, Iisus, de cine a dezlegat-o această femeie? De care duh de neputință? Și oare suntem noi excluși a fi sclavii lui satana? Noi trebuie să știm foarte clar. Înainte ca să fim vindecați, trebuie să știm că suntem sclavi. Pus întrebarea unui om care și-a bătut nevasta și-a spus, ai fi putut să eviți să dai în ea? Și eu m-a zis, și atunci am pus întrebarea, de ce n-ai făcut-o? Iubiților, atât timp cât înșelarea inimii noastre ne fentează la orice pas. Noi vom zice, da, am putut. Păi da, dacă ai putut, de ce n-ai făcut? Numai când omul își vede prizoneratul, când Isus să ia orbirea, să vadă că a dat pentru că n-avea încotro Datorită firii sale păcătoase. Dar acum, când săvârșește fapta, când are și vede efectul, poate să meargă să strige o nenorocite mile: Cine mă va scăpa? Cine mă face liber de acest trup de moarte care mă împinge să-mi bat nevasta? Până când omul nu-și vede neputința. Și aici a fost legată această femeie 18 ani. Dumnezeu știe de ce 18 ani. Dar a dezlecat o Iisus doar de efect? Adică să o ridice fizic? Sau a dezlegat-o din legăturile care o ținea legată în eroarea inimii ei? Biblia e foarte clar. Cauza bolii este, inima noastră este păcatul. De aceea cel sănătos trebuia să meargă să aducă o jertfă de păcat și de ardere de tot ca să fie acceptat din nou când a avut lepră. Acum oamenii vor, vin și argumentează, zice, dar există și alte cauze care pot să distrugă trupul. Da, corpul uman poate fi afectat și distrus în mod direct de multe lucruri, de o travă de diferite feluri, de gaze de diferite feluri, de iradiere de diferite feluri, de temperatură de diferite feluri și de violență de diferite feluri. Dar toate acestea sunt măsurabile și cuantificabile în afara oamenilor. Poți să detectezi o gazele, iradielea, toate le poți măsura în afara omului. Și zici, da, vine din afară și îl distrug pe om. Deci poți să dovedești acea, acel lucru necesar când ai un efect, să zici de unde vine cauza dar daune primare cauzate de microorganisme sunt excluse. Pentru că acestea sunt totdeauna secundare. De ce sunt excluse? Pentru că microorganismele există doar pe solul de care sunt dependenți. Viruși, bacterii și ciuperci, să le numem aceste categorii, acestea nu sunt măsurabile și cuantificabile în afara oamenilor. De ce? Pentru că ele nu pot să trăiască. Noi putem să-i luăm de pe, din gură, de pe și să punem pe un alt sol în care putem să-i vedem că cresc. Dar noi i-am mutat, nu-i găsim în afara trupului omenesc, pentru că ele nu există decât pe solul în care, pe care cresc. Deci ele există întotdeauna pe baza daunelor preexistente ale gazdei. Deci ele vin ca un efect. De aceea nu pot fi niciodată cauză. Și virusul este oricum ceva excepțional pentru că el nu este viață. El este un excrement al celulei, dar nu cauza pentru care celula îl excrementează. El este un efect. De aceea microorganismele nu pot niciodată să facă nimic de la sine, adică ele nu pot exista decât pe solul pe care sunt. Bacteriile putem vedea că se mișcă, dar ele se pot mișca numai în incinta acelei, acelui cadru unde este vătămat a, trupul. Dacă vor să meargă dincolo unde trupul este sănătos, nicio șansă. De aceea, în momentul când se închide rana, când trupul se vindecă de inflamație, bacteria și a, ciuperca dispare. De ce? Pentru că nu mai au pe ce să se emulțească. Ele nu mor, bineînțeles, unele, dar rădăcina lor, așa zis, rămâne. Și ori de câte ori se va face din nou o inflamație acolo, ele din nou sunt activate și arată ca într-un proces secundar că acel lucru este vătămat. Deci să fim foarte clari, acestea sunt lucruri la care nu trebuie să mergi la facultate, să le știi, le vezi în natură, le vezi că nu poate exista altfel, legea lui Dumnezeu le explică. De aceea și acum în această criză Putem găsi virusul numai în nu, om. Nu-l găsim niciodată pe o, pe o, pe o suprafață. Nu-l putem izola de om. Nu avem cum, pentru că el iese de acolo și în momentul când a ieșit, a și dispărut, pentru că nu-l putem cuantifica în afara omului. Cum nici celelalte. Le putem vedea, dar când scoți șuperca de pe sol, ea moare. Dar virusul nu e, nu e viață, dar. Oamenii cei mai mulți cred că este viață și așa suntem foarte, foarte păcăliți. Păcatul și boala vin din afară sau din interiorul ființei umane. Biblia și aici este foarte clar în Luca 6 și Iacov: Păcatul vine din inima omului. Da, ispita vine în afară pentru că nevoia mea, care trebuie să-mi împlinesc, e în afara mea. Dar dacă eu nu mă păcălesc în mine însumi, n-am cum să păcă păcătuiesc. Păcatul vine din inima omului, doar de acolo, doar din interior, pentru că un duh poate exista și funcționa doar din interior, de aceea n-are cum să vină din exterior, niciun păcat. Satana nu ne poate obliga să păcătuim, doar dacă îl credem, având firea păcătoasă, noi suntem automat sclavi săi. Boala vine din inima omului, proverbe 3 și așa mai departe, citiți. Deci, dacă păcatul vine din inimă, atunci și cauza bolii care este păcatul nu poate să vină din altă parte decât din inimă. Păcatul și boala provin din interiorul omului, nu din exteriorul lui. Da, am spus, omul poate să fie vătămat, trupul, din exterior, dar acele lucruri care îl vătămează din exterior pot fi, cum să zic, cuantificabile, pot fi măsurate, poți chiar să iei măsuri de protecție, să-ți pui o alarmă când este undeva fum, sau să pui o alarmă când este monoxid de carbon, toate astea se pot măsura, se pot, te poți proteja în sens real. Dar să te protejezi față de un microorganism, de o particulă de nano, e absurd, e imposibil. Și dacă ar exista toată povestea asta nu m-aș feri, pentru că aș zice, n-am cum să mă feresc, păi n-am cum să mă feresc de ceva ce nu pot să detectez în afara mea. N-am cum. Mi -aș, ar trebui să-mi rup mintea ca să fac ceva, ca să mă protejez de ceva care oricum n-am cum să controlez. Cu niciun aparat, cu nimic detectabil. De aceea, dacă acel lucru care vatămă trupul vine în afară. Îl putem măsura în afara lui. Îl vedem de aici și îl băgăm înăuntru, cum e injecția, de exemplu. Și atunci știm și vedem efectele. Ce se întâmplă? O travă va funcționa mai repede sau mai târziu. Depinde acum și de cum, în ce stadiu găsește o travă trupul omului. Dar la iarăși este dependent de spiritul omului în ce stare este. Dar putem vedea foarte clar din afară a intrat ceva care a determinat disfuncția. Pentru că poți să o verifici. Dar cu o infecție sau cu o contagiune, n-ai cum. Pentru că nu există în afara omului acel element care să zici s-a luat. Nu există. Să se ia ceva. Pentru că atunci n-ar exista nici cauză, nici efect. Ar fi la nimereal. Deci acolo unde trupul e vătămat din afară, putem să vedem că e vătămat din afară. N-a nicio treabă. Dar boala nu e o vătămare din exterior, ci una doar din interiorul omului, ca un efect al înșelării. Deci cauza bolii este păcatul, cauza păcatului este firea păcătoasă și aceasta o avem înăscută. Nu suntem vinovați că ne-am născut cu firea păcătoasă. Nu avem încotro, suntem toți sclavii lui satana. Și Dumnezeu trebuie, prin efectele care le aduce în viața noastră, datorită acestei minciuni care ne determină acțiunile, să ne arate că suntem pierduți. Și dacă este o problemă înăscută, nu avem cum să o rezolvăm decât prin moarte. Adică o distrugem și avem o viață nouă. Altă soluție nu există. De aceea nu este vindecare pentru noi decât moartea pe cruce și viața nouă a lui Hristos. Adevărata identitate născuți din Dumnezeu. Aceasta este singura soluție. Și acum în această criză, această criză tocmai acest lucru Satan vrea să-l dea la o parte. Vrea să arate că boala vine exterior, sunt Uh, lucruri care ne atacă și trebuie să avem un sistem imun și ne păcălește la cel mai mare nivel posibil. Avem o singură cauză a tuturor efectelor negative și avem o singură soluție pentru a le termina și aceea este moartea pe cruce a vieții vechi și învierea prin Hristos născuți din Dumnezeu. Atunci intrăm în odihnă, lui Hristos. Atunci suntem slobozi, liberi să ne odihnim, pentru că nu mai facem nimic pentru noi. Vom fi altruiști cum este și Dumnezeu. Suntem la răscruce de drumuri. Hotărârea ia a fiecăruia să credem cuvântul lui Dumnezeu și legea să sau să ne luăm după știință și iluziile cu care satana ne fentează. Nimeni în aceste zile nu va avea o scuză, pentru că Dumnezeu își pregătește acum un popor care este cernut, adică care va ieși biruitor, care va intra în această pace și vor fi liber a se odihni în mijlocul furtunii un popor care va da un mesaj de unde vine boala. Care este problema ființei umane în care se vede efectul în trup? Mesajul lor va fi impecabil și nimeni nu va avea scuză. Toți care apoi aleg să rămână în eroarea inimilor vor primi acele plăgi despre care Apocalipsa vorbește, iar ceilalți vor fi scăpați și mântuiți. Eu vreau să fiu de aceea care pot să stea în fața lumii și să transmită mesajul iubirii lui Dumnezeu și să arate lumii că toate efecte negative vin dintr-o singură cauză, înșelarea inimii omului. Și dacă ea este eliminată, care se poate termina doar prin moarte și prin o viață nouă, atunci și efectele negative vor dispărea. A se, a fi liber, a se odihni înseamnă a fi în adevăr și a trăi viața lui Isus Hristos. Amin.